care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Și tot aici să vă salut și pe dumneavoastră, cum a salutat Ioan 1:4. Har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și a celui ce vine. Amin. Amin. Am citit un cuvânt despre care Isaia spunea că gura Domnului a vorbit. Și aș vrea să dau un titlu la ceea ce spun: urâțenia răului și frumusețea binelui. Scrie aici în versetul 16: spălați-vă deci și curățați-vă. Luați dinaintea ochilor mei, spunea Domnul, faptele rele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți răul și observați toate aceste propoziții sau fraze, cum e și cea din versetul următor, toate se încheie cu semnul exclamării. Dumnezeu anunța imperativ. Scrie în versetele anterioare celor citite că, deși unii aduceau jertfe datorită murdăriei păcatului, Dumnezeu nu putea să-i privească. Dumnezeu nu poate să privească decât la ceea ce este frumos. El tot ce a creat, spune Scriptura în Cartea Geneza, că erau bune. Și apoi când le-a creat pe toate și s-a uitat peste ele, erau chiar foarte bune. De aceea slăvim pe Dumnezeu cum fac cei din cer, pentru că toate le creează frumos. Și aș vrea să înțelegem că nu noi decidem ce e frumos. Și Dumnezeu, trăim într-o vreme în care urâtul a ajuns să fie frumos. Și frumosul să fie considerat urât. Dar dincolo de ceea ce fizic poate fi catalogat ca frumos sau ca urât, ceea ce este mai urât nu-i ce-i pe din afară. Cum spune poetul, nu goi de tot pe din afară, dar goi în suflet și desculți. Spunea Domnul Iisus Hristos, vă citesc din Evanghelia Matei, din capitolul 20, despre unii care pozau pe din afară într-un mod evlavios, și asta poate să însemne din cuvinte, din felul în care cineva se roagă, chiar cum slujește, evident și cum se îmbracă. Și spune în 23 cu versetul 25: vai de voi, pentru că voi curățați partea de afară a paharului și a plin, dar înăuntru sunt plin de răpire și necumpătare. Curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blitului, pentru ca și partea de afară să fie curată. Amin. Și dă un exemplu cum nu cred că s-ar putea mai puternic. Voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară arată frumos, cum în flori, dar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurățenie. Tot așa și voi pe din afară vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plin de fățărnicie și fără de lege. Aș vrea, dragii mei, în această seară să știm cum scrie în Evrei 4 că stăm înaintea lui Dumnezeu, față căruia totul e gol și descoperit. Și n-ar rost să ne dăm drept alții. De aceea, cu sinceritate, nu neapărat în fața noastră, poate mai puțin în fața mea, eu predic și plec, în fața lui Dumnezeu care ne vede, să fim sinceri. Este singura noastră șansă. Spune Domnul Pildă, scrie în Luca 18, de la versetul 9, că s-au dus doi să se închine. Și unul a prezentat partea lui frumoasă. Celălalt a pozat așa cum este și a spus: Doamne, nu îndrăznesc, e rușine. Și Dumnezeu, care face minuni, precum spunea că vindecă trupul, și e mai minunat că pentru eternitate, vindecă și înnobilează sufletul. Haideți, dragii mei, să vedem toate aceste stări, dacă se mai regăsesc în noi. Dacă vreo urățenie a unei stări vinovate exterioare sau lăuntrice încă este o realitate a vieții noastre. Nu vă întreb care sunteți botezați și care nu, ci întreb dacă mai este ceva de spălat și de curățat.
Spune la 1 Corinteni, la capitolul 5, în cuvintele Apostolului Pavel, de la versetul 7, măturați aluatul cel vechi, să prăznim dar prasnicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate, de viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Știți că în 2 Împărați 10 că s-a întâlnit Iehu, râna lui, când a dat unul de cap și îl întreabă, inima ta e curată? Și el spune, este. Atunci i-a dat mâna și l-a suit în car. Să ne dea bunul Dumnezeu har, mai întâi să ne recunoaștem, să ne cercetăm. Și apoi Dumnezeu să-și proslăvească numele, să ne schimbe starea, să ne curățească, să ne sfințească. Are toată puterea, slăvit să fie numele Său. Aș vrea să privesc în continuare și împreună cu dumneavoastră. Spune profetul aici din partea Domnului că aceste stări sunt înaintea lui Dumnezeu. Și spunea David în Psalmul 51, atunci când și-a văzut vinovăția, că unii nu o văd până nu le-o arată alții, versetul 2, spală-mă cu desăvârșire din legerea mea și curăță-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legele. Și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Dar ce până atunci n-a stat? A vrut să-l ascundă și nu și-a identificat corect starea. S-a întâmplat, a venit o tânără de la Cluj la noi și am pus următoarea mărturie. M-am uitat că și la dumneavoastră aveți aici mulți tineri și mai sunt și în sală. Și este poate cel mai urât să vezi un tânăr frumos pe din afară și urât pe dinăuntru. Dar este o perlă să vezi o bătrânică pe din afară zbârcită, dar pe dinăuntru o valoare eternă. Și spunea ea, vorbind cu un slujitor, de ce mă supăr așa repede? De ce mă mâni? De ce nu pot să fiu calmă? De ce sunt nemulțumită de felul în care arat? Și prin despalții că ei au și eu n-am ajuns. Și fratele îi spune, auzi, trebuie să te cercetezi înaintea Domnului, să te mărturisești, să vii la stăruință, să primești Duhul Sfânt, să fii înnoită. Și ea a luat o foicică și a început să scrie, să n-aibă emoții când se va mărturisi, dar s-a pus pe genunchi și a spus, Doamne, te rog să-mi spui Tu ce-i păcat, nu să spun eu. Că eu am crezut că sunt în regulă, sunt botezată, dar văd că viața mea nu-i bună, nu-i bine cu mine. Și Domnul povestea ea cu lacrimi așa, zice, șoptea, nici asta nu-i bună, nici asta nu-i bună, și aici ești vinovat. A fost prea mică foaia de păcatele ei. A luat una mai mare, apoi a luat una mare de tot, pe o parte, pe alta, a scris. Și ce era mai dur, nu doar că se vedea foarte mizerabilă, dar avea impresia ca într-o vedenie că se uită Domnul la ea. Și asta a făcut-o să-și plece fața și să fie foarte rușine și nu numai atât, să se simtă de condamnat, să simtă că miroase așa ca un mort. Pentru că asta e urățenia cea mai mare, cum spuneam, să fii ca într-un mormânt. Și în disperare el a sunat pe acel frate și a spus, sunt pierdută, de ce? Și a relatat ce v-am zis până aici. Și fratele, ca unul care cunoștea că ăsta e felul de a lucra lui Dumnezeu, nu ne sfințește, nu ne curăță, nu ne mântuiește, până ne vedem mai întâi vinovăția. I-a zis, citește, draga mea, din 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9, dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Slavă, slavă, Iisus! Și povestea ea de data asta cu lacrimi de bucurie, am simțit când am citit versetele astea că e adevăr ce scrie în Biblie și că își curge peste mine o apă pe din afară și pe dinăuntru și mă spală. Și m-am simțit cu totul alta. Slavă, slavă! Păcatul are și alte forme de comparații. Comparat și aici în Isaia 1 cu o boală. Un om mizerabil, așa e că ar fi frumos să fie spălat și curățat. Un om bolnav, așa e că este interesant să-l vezi, că nu mai moare și că se vindecă și că întinerește, cum s-a citit din Psalm. Aș vrea să observăm, dragii mei, cum se poate face asta. Poate unii se simt vinovați tare.
N-au încheiat legământ cu Domnul, se simt păcătoși, efectiv. Poate alții nu și-au văzut vinovăția, dar la o cercetare profundă, sau poate unii se luptă numai cu anumite stări în care e doar așa o pată pe haina lor. Să nu uitați că Domnul vrea ca biserica lui să fie fără pată, amin, fără scorcitură sau altceva de felul acesta și sfântă și fără prihană. Și spune la Evrei, zice cu 22, cum ar trebui să fie starea noastră, să ne apropiem cu inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și cu trupul spălat de o apă curată. Doamne, ajută! Amin! Iată ce ne spune Scriptura despre felul în care se poate produce curățarea, indiferent de gradul de mizerie, de stare de boală. Se spune că la o săptămână de evangelizare s-au predat doi colegi de serviciu, erau și primii. Unul s-a predat în prima seară și unul celălalt numai în ultima seară. Acum, dacă ai pocăiți, vorbeau, băi, de ce tu te-ai pocăit așa în prima zi și eu numai în ultima? Și cel din prima zi sau cel din ultima, nu mai știu să nu greșesc, zice, hai că spun. Știi cum am fost noi? Ca doi oameni care ajung undeva și li se spune, vă spălăm și vă îmbrăcăm cu haine noi. Dar zice, eu m-am uitat, n-aveam decât niște fete așa, unul dintre noi așa pe undeva și nu se vedeau bine. Măi, îmi schimb costumul sau nu îl schimb? Și celălalt, când și-o văzut șalopeta toată ulia, a zis, acum dau totul jos. Doamne. Și uneori așa se întâmplă că unii mai păcătoși au înainte altora. Și a zis, Domnul, și scrie în Matei 21, că vame și curbele intră înainte altora în rai. Că alții nu s-o cotesc că tare trebuie curățat. Cineva a avut un vis că a ajuns în fața porții raiului Dumnezeu. Și a vrut să intre și i s-a spus, nu ești curat. Dar cum nu-s curat? Că am fost la biserica noastră și nu-s spus că-s murdar. Și acum văd și eu că și curățenia nu trebuie să fie doar după imaginea noastră, ci în lumina lui Dumnezeu. E în Ioan 8 că s-au dus unii să o sândească pe o femeie, sau asta e mizerabilă. Și Domnul zice, băi, care-i curat pe haine poate să judece. Și timp ce Domnul acționa la mintea lor, fiecare, băi, eu sunt murdar aici, l-ai murdar din coace și ești afară. Îmi pare rău că ești afară, trebuia să rămână acolo, că ierta Domnul pe toți deodată. Că jertfa lui are putere pentru toată lumea. Iertate păcatele, măriți să fie Domnul. Deci spalați-vă, curățați-vă, luați dinaintea Domnului, că se văd vinovățiile astea. Încetați să mai faceți răul. Dar acum, întrebarea practică, cine trebuie să facă în cazul acesta curățarea, Dumnezeu sau omul? Nu vă grăbiți să răspundeți, lăsăm Scriptura. Doar ne gândim. Vreau să vă prezint ce face Dumnezeu și ce trebuie să facem noi. Spune în versetul 18. Asta îmi place. Are o altă abordare Dumnezeu aici. După ce le spune, băi, curățați-vă. Și vorbim despre asta îndată. Veniți totuși să ne judecăm. Hai să punem altfel problema, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, auzi, ce frumusețe. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Pentru că dacă n-ar interveni Dumnezeu cu agentul de curățare numit sângele Fiului Dumnezeu, aleluia, noi nu ne-am putea curăța în veci, dragii mei. Spune Scriptura, vă citesc din cartea profetului Ieremia, din capitolul 2, versetul 22, chiar dacă te-ai spălat cu silitră, chiar dacă ai dat cu multă sodă, nelegiuirea tot ar rămâne scrisă înaintea mea, zice Domnul Dumnezeu. Și vă citesc din Evrei, din capitolul 9, pentru că știți că în Vechiul Testament se aduceau jertfe pentru păcatele oamenilor. În funcție de gravitatea păcatului și statutul omului, dacă era o căpetenie sau preot sau cineva din popor, erau animale diferite care se jertfeau. Iată ce scrie în Evrei 9 cu 9. Aceasta este o semănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jertfe, atenție, care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Adică evreul aducea jertfa, dar în cugetul lui ceva îi spunea, tot nu-i destul. Nu putea să plătească un berbec pentru un om, că un om e de altă valoare. Și a trebuit să moară sângele, să fie adus sângele Fiului Dumnezeu în cer pentru păcatele noastre. De acolo, de la înălțimea tronului Dumnezeu, acolo s-a produs această minune a ispășirii și spune în versetul 14,
Cu cât mai mult sângele Hristos, care prin Duhul cel venit s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța cugetul de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Amin. Adică un astfel de om iertat și spălat de Dumnezeu nu mai simte nicio apăsare, nicio mustrare, zice noi Romanii 8, nu mai este nicio osândire. Și Evrei zice cu 17, Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de păcate. Faptele, hainele, totul este aruncat ce a fost în învălmășala luptei. Și noi primim haine noi pentru o împărăție nouă. Înnoirea este pe deplin, Iisus, pentru că este acest agent de curățare, de săvârșit, sângele Domnului Iisus. Haideți să-L prețuim. Spune Petru în epistola sa, vă citesc din 1 Petru, capitolul 1, versetul 18, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut înainte, în temerea lumii, și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. Și mulțumim Domnule. Așa și începe el epistola asta, versetul 2, că a fost stropirea cu sângele lui Iisus și sfințirea lucrată de Duhul mărit să fie Dumnezeu. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Să-i fim recunoscători de harul care ni s-a dat. Spune la 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 8, 9, despre 10, despre stări vinovate, murdării. Vestul 11, și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost ocotiți de prihăriți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru mărit să fie. Fă bună judecata asta, veniți să ne judecăm, hai să punem altfel problema, că singur nu vă descurcați. Și ne-a venit Dumnezeu în ajutor. Slavă Domnului. Asta e partea Lui și și-o face cu prisosință. Dar este ceva ce ține de partea noastră. Ce ține de partea noastră? Ca să fim practici. Ce putem face ca să ne curățăm, să fim și noi spalați? În primul rând, pentru a lua dinaintea Domnului faptele rele, trebuie să ne mărturisim. Nu-i complicat, nu-i filozofie. Spune David în Psalmul 32, citesc de la versetul 1, câtă fericit de omul, versetul 3, câtă vreme am tăcut. N-a vrut să spună ce a făcut. Și a mascat. Mi se topeau oasele de gemetele mele curmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Atunci ți-am mărturisit păcatul și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și Tu ai iertat vina păcatului meu. Amin. Adică Dumnezeu curăță numai așa cu noi. Îi dai venuța la mână, ți-o curăță. Nu i-o dai, nu ți-o curăță. Pe drept se spune că orice păcat mărturisit, sau altfel spus, orice păcat nemărturisit e un dosar deschis în cer. Orice păcat mărturisit e un păcat, un dosar închis și aruncat. Amin, amin. Cum vrei? Vrei să fii curățat? Amin. Mărturisește-te înaintea Domnului. Și Dumnezeu este bun și gata să te ierte. Știți, fiul, dacă fii un risipitor, ce a făcut când s-a întors acasă ca să fie primit de tată? Am adus ceva, doi bănuți acasă? A spus că plătește în rate, că face ce... Ce să mai fac? N-ai ce să mai faci. Plata păcatului este moartea. Dar ca să scapi, trebuie să te mărturisești. Amin. Și asta trebuie să fie, nu doar așa, ca să spui istorii la Dumnezeu, cât de frumos fi povestii, că ai avut nota bună la română și la compunere. Nu! Să te doară! Spune Psalmul 38, același David, versetul 18, îmi mărturisesc fără de legea, mă doare pentru păcatul meu. Îmi place o secvență din rugăciunea lui Solomon, dacă vreți să mă urmăriți, ea apare în cartea 1 Împărați în 8 și 2 Cronici 6, în 2 Împărați, în 1 Împărați 8, zice așa, versetul 38, dacă un om, dacă tot poporul Israel va face rugăciuni și cere, și fiecare își va cunoaște mustrarea cugetului. Ca să ajungi la curățarea cugetului, să
nu te mai știi vinovat, să știi că poți merge înaintea lui Dumnezeu, că nu-ți mai bagă nimeni de vină în viață. Simte întâi mustrarea cugetului și vină înaintea Domnului. Dar ascultați ce spune în varianta, pe aceeași parte din rugăciune, 2 Cronici, capitolul 6, citesc versetul 29. Dacă un om, dacă tot poporul va face rugăciuni și cere și fiecare își va cunoaște rana și durerea, și în altă traducere spune durerea inimii. Dragii mei, lăsați durerea asta a inimii să o simțiți și Dumnezeu să vă vindece inima apoi. Amin. Asta e o durere, în plan fizic, fac aici o paranteză. Am citit o carte scrisă de un misionar, un medic în India, Paul Brand. E carte, se numește Darul Durerii. Misionarul ăsta acolo s-a născut, acolo a slujit mult printre leproși. Și mai apoi a fost dus în America pentru că la cercetări mai avansate pe baza lepre, știți că leproșii nu au simțul durerii. Un lepros se pică carnea, dar el nu simte că pică. Și s-au făcut investiții de milioane de dolari să poată fi înlocuită durerea. Ca unul care n-are simțul ăsta, să poată și el să simte, ca să... E o mare problemă. A fost un caz de, în carte, o fetiță, imaginați-vă o fetiță de 2 ani, îi curgea sânge că s-a tăiat cu un cioc și ea întingea în sângele ei cum mai întinde în cerneală și scria că ea nu simțea durere. Și-au dat oamenii seama ce har este să te doară când e vorba de o problemă în trup. Te sesizezi, te tratezi, te protejezi. Dar Dumnezeu a lăsat ca la nivel de suflet, când păcătuiești, să te doară acolo în momente de sinceritate. Dar uneori ne drogăm și uităm, apucăm cu treburi. Ce alții sunt așa? Lasă-te cercetat de Dumnezeu să vezi, te doare sufletul. Dacă te doare, spune durerea asta, Doamne, mă doare că eu tot am strigat, că tot m-am certat, că am înșelat, că am curbit și mă doare. Dumnezeu să vă cerceteze cu harul acesta, amin, să vă puteți mărturisi înaintea Lui. Avem în biserică o soră care s-a botezat când avea 16 ani și s-a dus apoi în lume, s-a măritat cu un necredincios. Și spre 40 de ani, în jur, am zis că vine înapoi la adunare. Și într-o zi spune, vreau să vin să mă mărturisesc, dar vă rog să faceți timp de mine, că vă iau o jumătate de oră. Sigur, în fapt, n-a durat 10 minute. A lăsat-o să spună tot ce vrea. Și a zis, cu asta încheiat, mă simt parcă mă ușoară cu 50 de kilograme. Că păcatul te apasă, te doare. Dar cineva a spus unul la uneva crezi, pe mine nu mă doare și nu mă apasă. Și acesta a zis, du-te, pune o greutate de 100 kilograme pe un mort, vezi, doar el. Dar în momentul în care Dumnezeu le cercetează, astea trebuie valorificate, să simt păcatul, să-ți vezi vinovăția. Cineva a adus la adunare un prieten, era un bărbat cu o anumită poziție în societate și a fost la adunare cum e drept să fie la adunare, cu lacrimi, cu plâns, e de muzeu de sfinți, deci e spital de păcători. Da. Fiecare cu durerea lui, cu problema lui și Dumnezeu vine în ajutorul lui. Și mi-a dus asemenea, dar ce faci, ce o să zică, ce-i cu noi aici? Rugăciune așa lungă, cu... unii au plâns, alții au strigat, așa e înaintea lui Dumnezeu. Așa e într-o sală de operație, așa e când te doare. Și când s-a uitat, s-o fi gândit, și plecat omul acela. Era acolo, dar în fața băncii lui era o baltă de lacrimi. Comul și-a dat seama că înaintea lui Dumnezeu și scrie în psalmul lui că păcătoși nu poți sta liniștiți în adunare. Că Dumnezeu îi cercetează și îți vezi păcatul. Mi s-a întâmplat nouă dată să spune, dar ce treabă ai avut cu mine? Am fost plecat zilele astea la Sfânta Ana la evanghelizare și spunea un presbiter de acolo că a doua zi s-a dus la primărie și era o doamnă și spune, aseară predicatorul cu mine a avut treabă. Toată povestea mea s-a legat numai de mine, dar ăsta e adevărul. Dar Dumnezeu, dragii mei, este ca un doctor care vrea să spună boala, ca apoi să-ți dea un diagnostic corect și să te vindece. Dar e ca la doctor la adunare. Dumnezeu te operează dacă te lași. Dumnezeu îți dă tratamentul și te vindești dacă îl iei. Toate astea încep cu mărturisirea. Doamne, ajută-ne să ne recunoaștem. Și ia dinaintea ta fără de legile noastre. Nu-ți mă aduce aminte să-ți adapte în Psalmul 27. Greșelile tinerețea mea, Doamne.
și fie îndurarea Domnului peste noi toți. Amin. Mai departe, au zis ce am avea de făcut. Încetați să mai faceți rău, învățați-vă să faceți binele. Apostolul Pavel, după ce prezintă în Efeseni lucrarea mântuirii, cum noi am fost morți, pierduți, în păcate, și Dumnezeu ne-a dus la viață, împreună cu Hristos, doi, de la unul acolo, și suntem acum, zice, spre finalul capitolului, împreună cetățeni cu sfinți, oameni din casa lui Dumnezeu. Ni s-a schimbat statutul în mod total. Și prezintă apoi în capitolul 3 din Efeseni cum că nu doar evrei au drepturi speciale, că noi intrăm exact pe toate făgăduințele lor. V-am spus pe scurt ce scrie. Și apoi spune în finalul capitolului 3, zice ceva frumos. Dumnezeu să ne întărească, să ne dea lumină, să putem pricepe, ascultați versetul 19, să cunoaștem dragostea lui Dumnezeu care trece orice cunoștință. O dragoste a lui Dumnezeu care s-a plecat spre noi mizerabili și păcătoși. Vrea să ne sfințească, să ne facă fie aiseși și moștenitori ai Împărăției. Și să ajungem plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Și cuvintele astea la urmă le folosesc uneori binecuvântând pe frați, pe surori sau pe oameni, ce era cel ce ne puteau lucrează noi. Poate să facă, și cuvântul ăsta e enorm, Dumnezeu nu face numai mai mult decât cerem noi. Nespus mai mult decât cerem să am gândit noi. Cât e nespus la Dumnezeu, ceva cu veșnicia. Și apoi din capitolul 4 vine partea noastră și spune: vă sfătuiesc să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea care ați primit-o. Am fost chemați la slavă, la curățenie, la sfințenie, la bine, la adevăr, la neprihănire. Și spune foarte concret, zice în 4:25, fiecare, lăsați-vă de minciună. Încetați să mai faceți rău. Nu mai spui minciuni. Dar ceva de acum rămân mult? Nu. Fiecare să spună aproapele său adevăr. Ți-ai schimbat ceea rea cu cea bună. Mai departe. 28. Cine fura, să nu mai fure. Ce mai degrabă? Să muncească, să aibă să dea și la alții. Cum undeva discutau despre unul, trasat oamenii să cunosc, băi, s-a pocăit, băi, s-a pocăit, nu s-a pocăit. Unul zice, băi, n-are cum să pocăiască, a fost înșelător de când știu, comercianții ăștia nu se pocăiesc așa. Dar unul zice, las că mă lămuresc. Merge, vin înapoi după 15-20 minute și spune, măi, până în piață m-am dus. M-am avut o roletă în mașină, am vrut să mă sor scândura, că acum am văzut că o adus. Ăsta întotdeauna înșela la cubaj și la dimensiuni. De data asta, băi, scândura pe măsură, băi, s-a întâmplat ceva cu el. Spunea, întreba cineva pe o femeie tot așa de la țară, ce dovadă ai că te-ai pocăit? Ce am multe, dar spun una. Era la piață, băgam până acum apă în lapte, de acum nu mai bag. Cât îi? Atâta îi. Pentru că fiecare să se schimbe numai acolo unde a fost vinovat. Atâta. Pocăința trebuie să fie pe măsura vinovăției noastre. Să corectezi doar ceea ce trebuie corectat. Am zis, Zacheu, când s-a pocăit, că asta era problema lui, eu zic, pe cine am năpăstuit? Îi dau înapoi. Și o să mai fac ceva, Dumnezeu mi-a dat atâtea, dau și o jumătate la săraci. Că așa spune și în Tit, capitolul 2, să rupem cu păgânătatea, acum să trăim frumos, și spune acolo 15:2-15, și să fim cei din tâi fapte bune, că este de folos pentru noi, măriți să fie Domnul. Și uite, așa prezintă în continuare, niciun cuvânt stricat să nu mai iasă din gură, și unul bun. M-am născut în familie pocăiți, n-am înjurat de când sunt, dar ca și adolescent, mama mi-a minte așa jargoane, așa, nu vulgare. Băi, țin minte când mi-a trebuit vreo 6 luni să mă scap de astea, că vorbele țin drăguț și le spui așa uneori de nici nu știi că le spui. Până să mă controlez, vreo câteva săptămâni, nu îmi zic bună ziua, bună dimineața, strict, așa, naș și adră, măi, toate vorbele vreau să mă le număr, vreau să scap de astea. Și uneori dă Dumnezeu har dintr-o dată și te scap de ele. Alteori te lasă Dumnezeu să te luți. Este cât de unul care nu se poate lăsa de țigară. O soră a soției care sunt căsătorit acum, spunea la copiii soției, zice, nu cumva să fum mascare, mă. De toate rele m-am putut lăsa, cel mai greu mi se mă las de fumat. Dar alții le poate Dumnezeu da un har, să arunce pachetul pentru totdeauna. Dar trebuie să fii tu cu partea ta, să vii să plângi, spui, Doamne, ăsta sunt, aici sunt mizerabil, aici sunt vinovat. La capitolul ăsta, dă-mi har să mă schimb. Amin. Vrei? Amin. Dumnezeu să vă ajute. Dumnezeu ne-a pus la îndemână sângele Său, este gata să ne ajute, să ne izbăvească. Și acum,
ține de noi. Îmi place enorm vorba asta și insist puțin asupra ei. Veniți totul să ne judecăm. Dragii mei, m-am gândit așa, pe drum venind, că așa am primit lumina asta, ce se predic. Spune, de exemplu, Apostolul Pavel la 1 Corinteni, la capitolul 10, și spune, în primul rând, pentru pocăiți. Versul 15. Vă vorbesc ca un oameni cu judecată. Judecați voi singuri? Ce spun? În capitolul următor, zice, 11 cu 31, dacă ne-am judecat singuri. Adică, pocăința poate fi înțeleasă și cu mintea. După ce Dumnezeu vine și dă vânul la o parte. Și noi trebuie să ne gândim, e bine așa sau nu e bine? Judecați voi singuri. A venit odată la mine un om și a zis, vreau să mă pocăiesc, îmi place. Discuții la un moment dat, e bine, mi-a zis, da, auzi, acum eu trebuie să nu mă aduc o amantă, nu mă o nevastă și gata, nu? Păi să chiar gândește. Cum ar fi mai bine? Că dacă mă gândesc bine, bine, zici mă. Păi e greu să mă ții și o amantă lângă nevastă, că doar nu ai femeie. Povestea fratele Ghiță Căluș, că mergea odată cu un patron foști înainte, oameni de lume, mândru, îi spune, băi, am văzut pe Carmen, soția, da, îmbrobodită, cu fustă, îmbrăcată, băi, și mai nevastă mea umblă elegant, măi. Și fratele Ghiță spune, nu am simțit-o cum să umble, așa credea că-i plăcut Dumnezeu și îi place, nu o face de sine. Și la un moment dat zice patronul, băi, că bine zici, băi, Doamne, știi cât să chinui. Păi dacă vede ceva la modă de la Paris, trebuie comandate imediat. Dacă le vede că le poartă și altcineva, nu le mai poartă, că deja sunt vechite. Și tot e nemulțumită, că nu stau bine. Că... Măi, că bine zici că e mai ușor la voi, măi. E mai plăcut să fii pocăit, e mai drăguț. De ce să lucri cu ascunzișuri? Nu? Și te tot ascunzi de unul, de altul, la fur, de timp de poliție, de timp de procuratură. Visești ceva. Când dacă ești curat, umbli liniștit, n-ai probleme. Nu degeaba scrie fericit de omul care se teme de Domnul. Ești fericit și îți merge bine. Nevasta ta este acasă, copii, n-ai emoții nici acum, nici la judecată. Povestea fratele Victor Șuteu că a luat o femeie venind așa pe Valea Oltului și repede și-a făcut cruci. Mulțumesc Dumnezeu și ție că m-ai luat, drăguțule. Cum mergea pe lângă mănăstiri, iară cruci, iară cruci, că pe acolo sunt multe. Și spune, după cum vă sunteți religioase când o să muriți, mergi, zărai la Dumnezeu, nu, dar mai, unde să mă duc la diavol? Dar de ce? Am făcut avorturi, cum închid ochii, cum văd numai copiii, unde crezi că voi duce când voi închide de tot? Vedeți? Păcatul n-are în urmă decât rușine, spune în cartea Proverbele. Vă citesc cuvintele lui Solomon, zice, în 14:34. Păcatul este rușinea popoarelor. Dar după ce faci binele, n-ai probleme că se află. Poți să te treacă la ziar. Și ce va fi mai frumos când îi vei prezenta înaintea Dumnezeu, se vor scoate faptele bune la ileală. Că așa învăța profetul aici. Băi, nu mai înșelați, măi. Scrie în capitolul 3 din Amos, scrie în Osea, care citiți Biblia, știți? Cum înșelau, vindea pe sărac cu o pereche de încălțăminte să ducă la Doamna. Că stăpâneau femeile acelea, copiii, cu pretenții. Dacă mai fi ce mă ajutați pe sărac, faceți bine. Și chiar dacă nu se află aici, ce Matei 25, că le va spune, veniți, că voia să fac fapte bune, ce frumos. Sfințenia, curăția, e de plăcut, e plăcută și între oameni când judecă. Dar când nu judecă între oameni, atunci e cu un păcat. Hai să ne dea Dumnezeu minte să judecăm. Zice în Psalmul 73 că a sat până la un moment dat, păi uite, la alții le merge bine și fac rău, eu pocăit și merge rău. Și știți ce spune la un moment dat? Când a gândit așa, ascultați, vă citesc, Psalmul 73, versetul 22. Eram prost și fără judecată. Că s-a uitat numai la oamenii care cum spune Maleahii 3, e bine astăzi și mâine, chiar în pușcărie. Deci, dar eu cum am uitat că la urmă contează ce se alege de noi, că Dumnezeu zice aici, ne mă duce în slava sa. Judecați voi. Vă pocăiți sau nu vă pocăiți? Faceți socoteala. Dumnezeu ne cheamă așa frumos. Uite, ne judecăm. Eu, voi sunteți mizerabili, eu am venit în ajutorul vostru, uite, vă pun la îndemână să vă spălați dacă vreți. Vă ajut, Dumnezeu ne învață, Domnul Iisus nu-i doar Mântuitor, este și Învățător. Amin. Și tot ce am făcut rău, ne schimbăm, venim la adunare, asta e școala sfântă.
mai șchiopătăm la început, dar ne punem pe treabă și o să devenim oameni al lui Dumnezeu. Acum, ne-au rămas aici două versete. Aici este o idee foarte frumoasă. Versetul 9. Asta e concluzia și aplicația totodată. De veți voi și veți asculta. Așa spunea Dumnezeu. Dacă vrea cineva să vină după mine. De veți voi și veți asculta. Auzi, cine așteaptă? Veți mânca cele mai bune roade ale țării. Cine știe care sunt cele mai bune roade ale țării? Pomul vieții. Amin. Știți roade mai bune? Eu știu. Păi mânciunul trăiește în leagă. Slavă Lui. Și a ales acolo, de la abundență, pe ambele maluri ale râului, în paradis. Aleluia. De nu veți voi și nu veți asculta, de sabii veți fi înghițiți, că-și gura Domnului a vorbit. Ce trist. De aceea, dragii mei, vreau să ne înțelegeți toți. Și pocăiți, penticostal, baptiști, ortodoxi, ce sunteți toți. De aceea strigăm, de aceea predicăm, pentru că știm ce urmează, spune Leonard Ravenhill în broșura de ce întârzie trezirea, că în Anglia un capelan, deci un duhovnic al închisorii, își ținea prohodul, liturghia, ducând spre unul, spre spânzurătoare. Și ăsta îi spune, măi, dacă tu crești și spui că eu mă duc în pierzare și există rai, când se termină astăzi slujba, du-te, măi, de la o margine a Angliei până la cealaltă și strigă tare că este paradis și este pierzare. De voiți mâncați cei mai buni, de nu voiți o să muriți. Spunea un demnitar german către un evanghelist, măi, dacă e drept ce spuneți voi, strigați tare, mă! Când a intrat pandemia între oameni, s-a alarmat, o stat țările în loc. S-a oprit economia, că vine un virus. Dar cât e de mizerabil și de grav păcatul, atunci să nu strigăm, să nu facem ce se poate. Faceți evanghelizare și între vecini și între colegi, spuneți-le la toți. Cum a spus Moise către Hobab, cum tatăl său, vină cu noi, că Dumnezeu ne așteaptă într-o țară frumoasă. Nu rămâneți aici, că aici vine puhoiul, prăpădul, pierzarea. Și fie ca noi să vrem și să ascultăm. Deveți voi și veți asculta. La Viena am auzit mărturisirea ce vă spun acum, spunea un frate în America, venise recent din Australia. O luau fădese un caz, nu mai știu, la Melbourne sau la Sydney. Era o soră credincioasă, bărbatul nepocăit. Dar venea în adunare. Mai evanghelizări la anumite ocazii, era un patron, mai făcea și anumite sponsorizări. Și într-o zi a constatat un bolnav grav. Tot la medic, medicii au spus, numai Dumnezeu nu mai poate salva. Soția lui a anunțat la adunare, au venit frații, l-au vizitat. Și au zis, n-ai vrea să te botezi, să te pocăiești. Și omul a zis, credeți că nu m-am gândit la asta? Dar astă noapte am avut un vis. A venit spre mine o persoană în slavă, îmbrăcată în haine albe și știam că Iisus Hristos. Și a zis, de câte ori te-am chemat, de multă vreme te-am așteptat și zice, avea în mână o cunună și pe braț o haină. Și o să astea am vrut să ți le dau ție. Dar m-ai refuzat de mai multe ori. Și o să-i prea târziu. S-a întors și-a plecat. Și-a zis, n-are rost să mă botezați. L-am refuzat pe Dumnezeu și mi-amintesc că m-a întrebat și n-am. Citea soția zilele astea și mi-a arătat să citesc. Era o întâmplare într-o carte. Unul la un joc, așa, de noroc în America, s-a supărat și cum acolo au mulți pistol și a pușcat partenerul. Și cum acolo unele state funcționează pedeapsa cu moarte, a intervenit prin mai mulți la guvernator care putea să-l grațieze. Și guvernatorul s-a dus la el îmbrăcat în haine de capelan, de preot. Și când l-a văzut, îi zice, ieși afară, n-am nevoie de pop. Sunt tinere, lasă-mă să spun ceva, n-am nevoie de pop. Și guvernatorul a plecat. Și gardianul i-a spus apoi, tu știi cine a fost?
guvernatorul cu grațierea ta în buzunar. O, Doamne, mă. Repede vreau ceva să scrie și o scris guvernatorului. Vă rog, vă implor. Guvernatorul a întors oaia și a scris, cazul nu mai prezintă interes. Și a vrut, spunea guvernatorul, să-l văd dacă el se căiește. Dumnezeu este gata să mântuiască pe oricine, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Dar unii se vor pierde că nu vin și alții vin și trăiesc cu mizerie mai departe. Și Dumnezeu ne-a chemat la sfințenie și vrea să ne curățăm, să fim frumoși ca o mireasă a Lui în cer. Să ne prezinte înaintea Tatălui rodul Său de pe pământ și a reușit să realizeze sângele Său să spele. Cum am reușit prin har, ce ne vei, în tip 3, să ne facem în nădejde de moștenitori a împărăției lui Dumnezeu. Spunea soția fratelui Traian Sucală, că a visat într-o noapte că se făcea înainte așa un surd, se făceau scări și urca spre cer. Spus că dintr-o dată s-a deschis cerul și a văzut un cor numai de mirese, așa mi le-a descris, așa cum descriu femeile, a spus, așa îmbrăcăminte nu există pe pământ. Și a cunoscut acolo și pe soția fratelui Ștefan de la Logor și pe Dena, soția mea, era acolo în primul rând și îi spune, sora, grăbește-te să vii aici. E o fericire ce nu se poate povesti. Veți mânca cele mai bune roade ale țării pe vecii vecilor. Amin. Dar și să nu spese dacă treci prin cuptor. Și eu am trecut. Să nu spese dacă treci prin tuneluri. Numai să te grăbești să vii aici, că mă, nici nu vă dați seama ce este aici. Și în final îi spune cu asta și a revenit din vis, dar să știi, aici n-ajunge numai cine iubește cu adevărat. Și spune Scriptura că noi îl iubim, că El ne-a iubit întâi. Și când ajungi să iubești, ești curat de tot și în tine nu mai este nicio pricină din potrivire. Asta vrea Dumnezeu. Amin, amin. Ca să fim curați, să putem trăi o viață sfântă, în deplină iubire, în adevăr, într-o atmosferă cerească, asta e veșnicie. Nu doar tinerețe fără bătrânețe și viață fără moarte, ci o viață curată și frumoasă, în dragoste, unde toți se iubesc, toți sunt sfinți, ce va fi acolo. Am visat într-o noapte că era o poartă prin care treceam în lumea cealaltă. Și vedeam pe oameni cum trec. Mi-amintesc din vis o bătrânică așa a trecut cu mâinile. Și am zis, cred că sora asta a plecat la Domnul rugându-se. Și mi-a venit așa în gând, în vis. Mă zic, să nu mai greșești ceva aici. Sunt deja raiul lui Dumnezeu, să nu greșești ceva. Și dintr-o dată așa, în vis, am încercat, băi, hai să mă gândesc la ceva. Nu mai puteam să greșesc. Măi, am încercat, nu puteam să mai gândesc ceva rău. Nu mai bine, nu mai pozitiv, nu mai frumos. Și am zis în vis, băi frumos e, nu mai trebuie să grijești să nu păcătuiești. În rai nu mai ai cu ce te murdări. Numai aici trebuie să te speri și apoi să te păzești curat. Până trecem de poartă, că dincolo totul e frumos, totul e strălucire, totul e eternitate. Închei recitindu-vă aceste versete. De veți voi și veți asculta. Să vă curățați, să vă spalați, să ne pocăim, să ne sfințim. Vom mânca cele mai bune roade ale țării. Ni le-a promis Dumnezeu și El e de cuvânt și împărăția Lui se va arăta îndată. Mărit să fie Domnul. Nu veți voi și nu veți asculta. Vă rog, rețineți, asta e ideea de Dumnezeu. Oamenii nu mor pentru că-s murdare și pentru că nu vor să se spele. Oamenii nu mor pentru că-s păcătoși și pentru că trec nepăsători pe lângă sângele Domnului Iisus Hristos. Iertați-mă că mă adaug o experiență. O soră de la noi din adunare, sora Rocorica, nu mai putea veni la adunare, era mai slăbită, dar petrecea cu orele așa în rugăciune. Și am vizitat într-o zi și spune, astăzi noapte de la ora 1 la ora 5, a fost în părtășie cu Domnul. Ce și între altele, nu știu cum, că a fost vis, că a fost răpire, m-a dus în paradis. O frumusețe de nepovestit. Și am observat asta la mai mulți care au avut măcar vise. Odată am avut și eu un asemenea vis. Nu poți povesti. Că e drept ce scrie Biblia, că n-ai cum să spui ce este acolo. Nu pot. Și spune, după ce m-am bucurat, și 4 ore a fost. Și spre finalul visului sau ce-a fost, zice, sunt condus undeva în demisol, un miros neplăcut, așa semi-întuneric, niște lacă de uși, intru acolo 3 surori.
Le spun, de ce stați aici? Am fost paradisul, nu-i departe. Veniți, ieșiți afară acum. Și le spun, am încercat și noi să ieșim, dar nu ne lasă. Păi cum că vorbesc cu Domnul Iisus să vă lasă? Am vorbit și noi, dar de ce nu vă lasă? Se zice una, păi eu mă tot cer cu bărbatul și mi-a spus că nu mă lasă, aici mă țin. Alta zice, păi eu sunt geloasă și tot am pismă pe una și a treia nu mai știu ce a zis. S-a trezit și ce dimineața am uitat care au fost surorile astea. Dar în ziua următoare, înainte de a ajunge noi, a vizitat o altă soră. Și a povestit visul, era foarte marcată de vis. Și în timp ce povestea visul și-a amintit că sora aceea era una dintre cele trei. Dar zice, măi, poate mi-a fost fială să-i spun. Dar n-a apucat să termine visul de spus și acea soră spune, așa e că eu sunt aia cu cealaltă. Și vezi când Dumnezeu mi-a dat visul. Te-a făcut să vii tu azi la mine. Că vrea să nu mai stai acolo închisă. Vrea să te ducă unde a fost eu. Vrea să ne ducă pe toți. Și vrea în seara asta să fim pregătiți. Să n-adormă nimeni în mizerie. Să dormim în curăție. În seara asta să te mărturisești. La frază dacă trebuie. Domnului dacă nu este un caz foarte complicat. Să cauți să-ți rezolvi problema. Ca să fii liniștit. Să dormi. Și tot m-a dat o întrebare. Mă iertați. Nevoie. Spunea un frate din județul Salaș. Într-o zi la adunare a sosit o femeie din sat. Zic, numai la asta nu ne-am așteptat să vină. Băi, ce pismă avea pe pocăiață. Și zice, timp ce predica un frate și a vorbit Domnul prin el în spirit profetic, ascultă tu care n-ai noaptea liniște, te scol obosită. Și Domnul i-a făgăduit cum să fie și aici. Și femeia, cum stătea pe scaun, s-a lăsat așa în genunchi. A simțit că Domnul ei îi spune, a fost cercetat. Și s-a gătat sfârșit, m-a zis, a mea a fost predică, că ea nu știa că o prorocie, a mea a fost predică. Și fratele a zis, a ta a fost. Că-s dragii mei, de-aia am venit, nu mai pot. Vă rog să mă botezați acum. Și fratele a spus, nu, trebuie să înveți, să fii convins. Și ce vreți la noapte să mă chinui iar? Și fratele a spus, nu, noi ne rugăm pentru dumneata. O zis, bine, eu mă cred, dar dacă și la noapte, tot așa că e noapte, mâine dimineață, pe capul vostru. A doua zi au vizitat o frate și au spus, cum a fost? O să am dormit ca un copil nou, aleluia, ca un copil scăldat. Că fusese spalată și culcată în haine bune și frumoase. Amin. Amin. Așa ne vrea Domnul pe noi toți. Slavă. Numele Domnului să fie binecuvântat. Amin. Amin. Domnul să-L aminteze.